În dimineața asta, în călăuzirea Duhului care ne-a dat-o Domnul pe mărturia aia 2 sau 3, să citesc textul de la 1 Samuel, capitolul 17, până la, de la capitolul 17, de la, de la versetul 32. David a zis lui Saul: Nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina Filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. Saul a zis lui David, nu poți să te duci să te baz cu filisteanul acesta, că tu ești un copil și el e un om războinic din tinerețea lui. David a zis lui Saul, robul tău păștea oile tatălui său și când un leu sau un urs venea să ia o oaie din turmă, alergam după el, îl loveam, îi smulgeam oaia din gură. Dacă se ridicam împotriva mea, l-apucam de falcă, îl loveam și lomoram. omoram. Așa a doborât robul tău, leu și ursul. Și cu filisteanul acesta, cu acest netăiat prejur, va fi ca și cu unul din ei, căci au cărât oștirea Dumnezeului cel viu. David a mai zis, S -s Domnul care m-a izbăvit. Haideți să citim împreună versetul 37, 1 Samuel 17 cu 37. Dacă mi-l poți spune, te rog, e un verset important în textul de astăzi. 1 Samuel 17 cu 37. Este? Slăviți să fie Domnul. Hai, mă uitam acolo. Citim împreună. David a mai zis, Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Și Saul a zis lui David, du-te și Domnul să fie cu tine. Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui, a pus pe cap un coif de aramă și l-a îmbrăcat cu o platoșă. David a încins sabia lui Saul peste hainele lui și a vrut să meargă, căci nu încercase încă să meargă cu ele. Apoi a zis lui Saul, nu pot să merg cu armura aceasta, căci nu sunt obișnuit cu ea. Și s-a dezbrăcat de ea. Și a luat oiagul în mână și a ales din pârâu cinci pietre netede, le-a pus în traista lui de păstor și în buzunarul hainei. Apoi cu praștia în mână a înaintat împotriva filisteanului. Filistean s-a apropiat puțin câte puțin de David și omul care îi ducea scutul mergea înaintea lui. Filisteanul s-a uitat și când a zărit pe David a râs de el că nu vedea în el decât un copil cu părăbălai și cu față frumoasă. Filisteanul a zis lui David, ce sunt câine de vii la mine cu toiege? Și după ce l-a blestemat pe Dumnezeul lui a adăugat, vino la mine și îți voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului. Versetul 45, 46 și 47 le vom citi împreună. David a zis filisteanului, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză, iar eu vin împotriva ta în numele Domnului Oștirilor, în numele Dumnezeului Oștirilor Israel pe care ai ocorât -o. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi doborâ și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurilor, tabere filistenilor, păsările cerului și fiarelor pământului. Și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, că biruința este a Domnului și el vă va da în mâinile noastre. Îndată ce filisteanul a pornit să meargă înaintea lui David, David a alergat pe câmpul de bătălie înaintea filisteanului și a vărât mâna în traistă, a luat o piatră și a aruncat-o cu praștia, a lovit pe filistean în frunte și piatra a intrat în fruntea filisteanului care a căzut cu fața la pământ. Astfel, cu o și cu o piatră, David a fost mai tare decât filisteanul, l-a trântit la pământ, l-a omorât, fără să aibă o sabie în mână. A alergat sau a oprit lângă Filistean, i-a luat sabia pe care a scos-o din teacă, l-a omorât și i-a tăiat capul. Filistenii, când au văzut că uriașul lor a murit, au luat-o la fugă. Amin, până aici cuvântul Domnului. Dragilor, este una din cele mai extraordinare povești de biruință din Scriptură. Și aș vrea ca astăzi noi să învățăm din Sfânta Scriptură cum să ducem lucrurile de la anihilare la salvare, pentru că asta a făcut David. Poate că familia ta e înconjurată, țara arde, era o vorbă, babele să piaptă, nu, poate că familia ta arde. Familia, da, poate că vecinii tăi se duc în ea, eu știu, frații tăi nu-L cunosc pe Dumnezeu. Efectiv, poporul tău vezi că are o problemă. Tu ai uriaș cu care trebuie să te bați săptămânal. Și știi ce ne învață această poveste? Că este greșit să credem că tot ceea ce se vede este doar material. Pentru că David a înțeles că în fața lui nu era doar o luptă la nivel de pământ, la nivel material, ci era o luptă spirituală. Orice luptă fizică are în sparte o forță spirituală și datorită acestui fapt, David când a venit pe câmpul de luptă și a auzit injurile adresate lui Dumnezeu, s-a întărâtat Duhul în el, ceva s-a aprins în el. Pentru Saul nu era nicio alternativă, pentru că Biblia spune că timp de 40 de zile poporul a înaintat și spune Scriptura că erau cuprinși de o mare frică. Vestul de multe ori, poporul e cuprins de o mare frică și este nevoie de un David ca să se ridice și să spună, nu ne vom lăsa, Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu ne dă biruința. Da, sau nu avea alternativă. Probabil că s-a uitat la David și tot ceea ce a văzut, a văzut un băiat tânăr cu entuziasm care a venit cu un CV impresionant, omorâsă leu, omorâsă ursul, era să zic lupul. Poate și lupul trebuie omorât. Tun da? să vedem dacă e lup sau aia, nu? E, David, aici, în contextul ăsta, se apropie de Saul, și îmi place de, de, de David că spune scriptura: Nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina Filisteanului acestuia. Robul tău va merge să se bată cu el. E foarte interesant și incredibil că un tânăr vine în contextul acestor 40 de zile de disperare, de frică de teroare în care oamenii nu mai vedeau răspuns și zice, oameni buni, nu vă pierdeți nădejdea. Și astăzi Dumnezeu vrea să spună, nu știu care e problema prin care treci contextul tău, dar nu îți pierde nădejdea. Pentru că Domnul nu te-a uitat, Domnul este cu tine, Domnul umblă cu tine, Domnul evitează, Domnul e Domnul oștirilor. Nu îți pierde nădejdea, nu îți pierde nădejdea, fii curajos, Domnul este de partea noastră. Domnul este de partea noastră și în loc a Saul, care era părintele, să spunem așa, liderul militar al Israelului, și ar fi trebuit să aducă încurajare, ar fi trebuit să aducă alinare, ar fi trebuit să aducă viziune, ar fi trebuit să se ofere, merg eu să mă lupt cu acest Goliat. Saul efectiv s-a ascuns printre oale, așa cum era obiceiul. însă Dumnezeu nu se lasă fără mărturie niciodată. Dumnezeu întotdeauna are un om potrivit pentru lucru potrivit. Amin. De aceea Dumnezeu Pune în inima tatălui lui David să-l trimită la frații lui ca să-i aducă vești temeinice. Vezi cum lucrează Domnul, pune un gând în inima tatălui, du-te și adun vești. Și în momentul în care David a ajuns acolo și a auzit cum acest filistean, a auzit cum acest pericol s-a apropiat de ce era pentru el mai scump de poporul lui, n-a mai putut să stea și a zis, Doamne, mă duc în numele Tău. Saul a încercat să-l îmbrace cu platoșe, cu sabie, a încercat să-i dea tehnică, așa cum facem noi astăzi, încercăm să marketizăm biserica. Dragul meu, vreau să spun ceva, biserica nu are nevoie de marketing. Biserica are nevoie de cuvânt și de puterea Duhului Sfânt. E de ajuns, sabia cuvântului taie mai bine ca niciodată, pentru că nu se tocește niciodată. Nu este niciodată din uz. Luați și sabia Duhului, care e cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul tău, Doamne, rămâne în veci și este pentru totdeauna în ceruri. David a știut că aici nu-i doar o luptă pământească, nu-i doar o luptă cu un om pe care îl vezi, nu-i doar o luptă cu o încercare pe care-o vezi. E mult mai mult, există o forță spirituală în spate. De aceea David se dezbracă de această armură și trece la lucrurile simple. Și aș vrea să te provoc cu acest gând în dimineața asta. Poate ai încercat o felul de metode de pe zeul Google cum să-ți faci dieta, cum să mănânci, cum zece pași să fii fericit, fericită, să-ți faci familia, să-ți crești copii. Nu funcționează. Singurul lucru care funcționează este sabia cuvântului lui Dumnezeu. Întoarce-te la lucrurile simple. Dă la o parte toată deșteptăciunea care o ai. Spuneam cu altă ocazie, deștepți am fost destul, haide să fim scripturali. Prea mult ne-am dat marcă știm, de asta ne arde țara. Prea mult ne-am dat mari că suntem pocăiți, de asta sunt bisericile aproape goale. Prea mult ne-am dat tari că suntem puternici românii, cea mai mare comunitate evanghelică din Europa. Dar, dragul meu, arde biserica să scufundă și noi nu facem nimic. Însă omul David, omul după inima lui Dumnezeu, nu a lăsat lucrurile așa. Nu numai că s-a oferit să meargă să lupte, s-a oferit să se sacrifice. N-avea de unde să știe finalul. Noi acum când citim cartea, noi știm finalul, David a biruit pe Golia, dar el n avea de unde să știe finalul. El credea că Dumnezeu va fi cu el, dar nu știa cum se va termina. Însă David, curajos, își ia toiagul în mână și vreau să te provoc, Dumnezeu folosește lucruri simple. Atunci când Dumnezeu l-a trimis pe Moise, știi ce a zis? Moise, ai cumva o armată? Ai niște mercenari plătiți? ai care de război, ai care de luptă, ai cai și călăreți în cinci pentru că vreau să te trimis să te bați cu armata lui Nu, Dumnezeu l-a întrebat, Moise, ce ai în mână? Doamne, în mână n-am decât o pensie mică. Aia îți va fi de ajuns. Dumnezeu va mulți. Doamne, în mână n-am decât un pumn de făină și un dege de ulei. E tot ce trebuie, dă mai întâi mie tu, Dumnezeu întotdeauna folosește ce ai în mână. David a luat toiagul, a luat pietrele și Dumnezeu cu lucrurile astea avea să-i dea biruința. Atunci când Filisteanul l-a văzut și l-a zărit pe David, a început să-și bată joc de el. Și așa face diavolul, își bate joc de tine și de mine. Știi de ce? Pentru că nu știe încă ce Dumnezeu va face cu noi. El crede că suntem doar niște simpli oameni, niște simpli cetățeni ai României, dar noi suntem cetățeni cerești, suntem cetățeni ai cerului, ai împărăției lui Dumnezeu și cu noi este toată puterea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, este puterea care lucrează în voi, e o putere care lucrează activ în fiecare zi, nu din când în când, de aceea omule, nu îți pierde nădejdea. Nu-ți pierde nădejdea. Filisteanul a încercat să-l intimideze pe David, să-l blesteme. Vino la mine, te voi omorî, David ca și cum nu l-a auzit și a pus căștile cerului pe urechi și asculta muzica cerului. El știa că Domnul este cu el și a uitat ce face David aici. Face trei declarații de care noi o să ne ocupăm în dimineața aceasta. Pentru că noi nu putem să mergem în firea pământească să-l batem pe diavol. Noi nu putem, trebuie să terminăm odată cu deșteptăciunea secolului acestuia. Armele firii pământești nu pot să-l biruiască pe cel rău. Avem nevoie de armele cuvântului, de arme puternice, încercate, care dărâmă și surpă întăriturile, amin? De asta, dragă biserică, ești chemată la luptă. În fiecare dintre noi este o, Duhul acesta, Spiritul acesta lui David, care Dumnezeu vrea să-l pună. Duhul Sfânt vrea să te, să te, provoace să ieși din, din cămăruță, să ieși din scorboră, să ieși din peșteră Ilie, pentru că El vrea să te folosească. De asta nu te teme, nu-ți pierdă nădejdea. David a zis filisteanului, atenție, adresează probleme. S-a adresat problemei direct. Când te lupți, când intri în luptă, adresează-te problemei. Domnul Hristos spunea, dacă veți zice acestui munte să se... Și nu vă veți îndoi, se va face cum credeți. Trebuie să te adresezi problemei. De multe ori noi, ca și națiune română, avem boala asta cu elefantul în casă, ne facem că nu-l vedem căsătoria lor în prag de divorț, dar ei să facă, nu văd că lucrurile se vor rezolva de la sine. Nu se rezolvă de la sine, doar buruienile le de la sine. De asta trebuie să adresăm problema. Și David, plin de curaj, plin de credință, pentru că acest cuvânt curaj și credință, ele sunt sinonime, dar vin în aceeași rădăcină. Credință. Tu vii împotriva mea cu sabie. David recunoaște și cu suliță, și cu pavă, adică vii în armat, vii cu tot ce are mai bun lumea aceasta, vii și arunci la mine toată tehnologia pământului ăsta, vii și arunci la mine toată filozofia pământului ăsta, tot ce are mai bun, tot ce are mai bun, însă eu vin împotriva ta, cum? Cu sabie? Cu armata lui Saul care toată tremura de frică? Ce spune David aici? Pe cine e În numele Domnului oștirilor! Dragul meu! pe câmpul ăsta de bătălie. Israeliții au stat 40 de zile și s-au uitat la filisteni și tremurau de frică. Filistenii au stat 40 de zile și au amenințat pe israeliți. Și fiecare israeliții vedeau armata lor și armata filistenilor. Filistenii veneau armata lor și armata israeliților. Însă David a avut o altă viziune și percepție. El a mai văzut o armată, armata Domnului Oștirilor. Pentru că dacă Domnul oștirilor e cu mine, unde crezi că e armata lui în concediu? Armata lui este cu el. David a avut percepția aceasta spirituală. El știa că în spatele acestui goliat este un duh, este o stăpânire demonică care trebuie înfrântă și nu să biruie prin sabie, nu să biruie prin scut, ci să biruie în numele Domnului oștirilor. La fel și noi, împotriva dușmanului acestuia, satan, care dezonorează pe Dumnezeu și biserica Lui, trebuie să venim în numele mai presus de orice nume care se numește Iisus Hristos. Orice limbă va mărturisi, orice genunchi se va pleca. Nu te mai duce în puterea ta în săptămână că nu o să birui. O să vii bătut. O să vii aici, rugați-vă pentru mine. Iar am pierdut bătălia. Pentru că n-ai învățat să le iei pe Domnul cu tine în bătălie. N-ai învățat să-l duci pe Domnul cu tine atunci când ești ispitit. N-ai învățat să-l iei pe Domnul cu tine atunci când te amenință falimentul financiar. N-ai învățat să-l iei pe Domnul cu tine, dragul meu. Noi avem un nume mai mare. E un nume mai mare decât Goliat, decât Satan. El la cruce a biruit, iremediabil, irevocabil. Biruința lui este totală, definitivă și nu poate diavolul să o întoarcă înapoi. În numele acestui Hristos venim noi, spunea Pavel. În numele lui avem biruința și mai mult el ne cară în carul lui de biruință în orice zi, împrăștind prin noi mireasma cunoștinței lui Hristos. Iată că David a înțeles. Hei, eu dau bine cu praștea, să știi. Probabil că David, Țara Israel, da, Israelul este o țară a pietrelor. E plin de pietre. Și știți că în armata izraeliților existau un trib, Beniamiții, care ei nimereau de la, nu știu, 50-100 de metri o frunză cu o piatră, atâta de bine dădeau. Toată ziua stăteau și aruncau pietre. Asta era exercițiul lor. Praștia era din arsenalul armatelor antice. În armata lui Alexandru cel Mare au fost prăștieri care aruncau cu praștia. Nu era ceva... Wow! Era ceva comun. Dumnezeu cu ceva comun și simplu aduce biruință pentru că biruința nu vine prin praștie și nici prin piatră. Biruința vine în numele Domnului Isus Hristos. De asta când te atacă șarpele, cel vechi, când te mușcă și te înveninează, aduți aminte, aduți aminte ce spune Filipen 2, de la 9 la 11, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat, ne spus mai mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi, a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, ce? Că Isus Hristos este Domnul! Dragilor, când mărturisiți numele Domnului, mărturisiți-o cu credință. Nu mărturisiți ca și cum ați vorbit de cineva planetar de pe aici, de cineva din ziar. Când spuneți Iisus Hristos este Domnul, cerul, pământul și sub pământul vă aude! E o mărturisire a credinței când ai numele Domnului Hristos, prețiosului sânge care a curs acolo, Sfântul Sfinților, Domnul Domnilor, Mărturisește-l cu credință. David a luat numele Domnului și a zis Diavole vin înaintea ta și împotriva ta în numele Domnului Isus Hristos. Apocalipsa 12 cu 11 spune așa Ei l-au biruit prin sângele mielului. Și atenție ce spune. Citim împreună. Și prin cuvântul mărturisirii lor. Și nu și-au iubit viața până la moarte. Uite, vezi aici exact povestea lui David. Ei l-au biruit. Prin cuvântul mărturisirii, David a știut că trebuie să fie o mărturisire publică a credinței lui. Trebuie ca să audă vrășmașii Domnului că Iisus Hristos este Domnul. Păstorul Tibi spunea, haideți după masă acolo, haideți să declarăm în văzuf că Domnul Hristos este Domn peste acest oraș. Vino să faci mărturisirea, lasă rușinea, lasă plictiseala, lasă oboseala, vino să mărturisești. Pentru că cerul ascultă, pământul ascultă, cei de sub pământ ascultă. Când tu spui Iisus Hristos este Domnul, nu uita, ai numele mai presus de orice nume în gura ta. Și este putere în mărturisirea credinciosului. Credința oameni bun, mântuirea vine prin mărturisire. Dacă mântuirea, cel mai imposibil lucru de pe pământ pentru un om să se mântuiască, nu poate. Dacă mântuirea vine prin mărturisire, la fel și biruința vine prin mărturisire. De asta deschideți gura și laudă-L pe Domnul. David a mers, dar nu a mers singur. El a zis, Doamne, ești invitatul meu, eu sunt gata să merg pentru reputația ta acolo, dar tu trebuie să vii cu mine. David a fost convins când a făcut această mărturisire a credinței, sunt trei versete aici, eu vin în numele Domnului Oștirilor. Atenție, în numele Dumnezeului Oștirii lui Israel, îl identifică pe care tu, Goliat, ai ocărât-o. Cu alte cuvinte, îmi pare rău pentru tine. Te-ai pus cu cine nu trebuie, nu cu mine te bați astăzi. Te bați cu Dumnezeu. La fel cum Faraon, în timpul lui Moise, a înțeles că meciul se dădea între el și Moise și a greșit. Pentru că meciul era între Faraon și Dumnezeu. La fel și Goliat l-a subestimat pe David. A uitat că David este un ambasador al unui rege mai mare. De aceea, de aceea. E bine să-ți aduci aminte. În numele cui lupți, soră? În numele cui lupți, frate? Noi nu luptăm în numele Google, Apple și toate brandurile astea care vor trece și vor arde odată cu pământul. Noi avem un nume mai mare. În numele acestea, orice genunchi se va pleca din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. David, odată ce a înțeles că ăsta e pe pământ, știi ce a zis? Se va pleca în numele Domnului. Lăuda să fie Domnul. Nici o forță din cer, de pe pământ și de sub pământ, nu e mai tare ca Domnul Iisus Hristos. Amin? El deja l-a biruit pe cel rău. El deja a câștigat la cruce. Domnul Hristos a avut o biruință definitivă și irrevocabilă. De aceea când ești în luptă, adu aminte diavolului, pentru că el o să te atace să spune, ești păcătos. adu aminte, mulțumesc frumos că mi-ai adus aminte. Sunt păcătos, dar spăcătos iertat. Da, da, e slab. O, oh, slăvit să fie Domnul pentru slăbiciun. Puterea lui se face desăvârșită în slăbiciunile mele. Da, da tu nu meriți. O, lăuda să fie Domnul, că Domnul Hristos merită. Diavolul să vină să te atace. Da, dar tu așa, tu n-ai făcut destul. Lăuda să fie Domnul, că El a făcut totul. Dragul meu, când diavolul vine să te atace, tu vină în numele Domnului Oştirilor. Tu adu-i așa aminte. Diavole, adu aminte. Ai fost biruit la cruce. Ai fost biruit la cruce. Adu-i Aminte și o să vezi că își va închide gura, că n-are ce să mai spună. Pentru că Domnul Hristos l-a biruit. Apoi David trece la următoarea mărturisire, astăzi. Când lucrează Domnul? Când lucrează Domnul? Astăzi, tu ești Domnul minunilor. Tu ești Doamne, Domnul. Eu aștept astăzi să-L văd pe Domnul cum lucrează. Eu am venit cu așteptări la biserică, oameni buni. Am o durere de șold, de nu vă văd bine, de umor aici. Abia țin microfonul în mână. Abia mă mișc. Dar am venit să-l văd pe Domnul cum lucrează printr-un om pălit, cum zicem noi la Moldova. Într-un om trăznit. Dumnezeu folosește oameni mici. Dumnezeu folosește oameni simpli. Așa că nu-i despre mine când intru în bătălie. Trebuie să nu mă uit la mine, nu la ce pot eu face, nu la ce deștept sunt, nu la cât cunosc eu, ci să mă uit la Domnul Hristos. Pentru că astăzi credința lucrează. Astăzi. David face o mărturisire, vedeți mai departe, nu numai că vin în numele tău, numele Domnului Știrilor, adică biruința e ca și, ca și primită, dar astăzi Domnul te va da în mâinile mele. Voi observați ceva aici? David niciodată nu și-a încordat mușchii. N-a zis, băie, păi eu dau cu piatra, eu am omorât leu, am omorât ursul, păi să vă arăt cât de tare sunt, cât de bun sunt eu la aruncat, ce tehnică minunată am. În toată povestea lui cu Goliat era un singur erou. Cine era? Domnul. Numele Domnului, Domnul, Domnul, Domnul m-a scăpat. Vedeți că el îi dă creditul, lume. Domnul m-a scăpat din gheara leului și laba ursului și așa m-a scăpat Domnul și din mâna acestui. Vedeți că în povestea aceasta nu e David eroul, este Dumnezeu, lăudați să-i fie numele. E Dumnezeu, eroul vieții noastre, e Dumnezeu, nu noi. Noi sunt doar ambasadorii, sunt doar interfața. Dumnezeu e în spate, forța spirituală care biluie ce pe ce rău. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele. Te voi dobori și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurilor, stârvurile taberei filistenilor, păsărilor cerului și fiarilor pământului. Și tot pământul va ști ce? Că Israel are un Dumnezeu. Vedeți că David nu e aici pentru reputația lui. David este aici pentru reputația numelui lui Dumnezeu. Dorința lui cea mai mare era ca poporul lui să-l vadă pe Dumnezeu în acțiune, să-l vadă pe Dumnezeu cum lucrează, să-l vadă pe acest Dumnezeu miraculos, Domn al minunilor. Îți dorești tu asta pentru Oradea? Îți dorești asta pentru familia ta? Nu te bați acolo, mi-aduc aminte, eram odată într-o biserică și un frate, da, avea avea, am, așa, cum să zic, entuziasm mult. El călca peste diavolul și rupea și zice, bă, omule, nu-i despre tine, mă. Aici e vorba de reputația numelui Lui Dumnezeu, e despre biserica Lui, e despre poporul Lui. David își dorea arzător ca poporul să cunoască că e mâna Lui Dumnezeu și Dumnezeu nu-i părăsise. Îți dorește asta? Să-L vezi pe Dumnezeu în generația ta? Să vezi mâna Lui Dumnezeu miraculoasă? Atunci trebuie să înțelegi că erou poveștii nu trebuie să fii tu. Trebuie să fie Dumnezeu. David păstrează percepția spirituală adevărată, îl lasă pe Dumnezeu în control. Și îmi place că face această declarație de credință, dar și intră în acțiune. Pentru că Biblia spune, credința fără fapte este moartă. Știți, era unul care să ruga, Doamne, dăm de lucru, Doamne, dăm de lucru, Doamne, dăm de lucru, Doamne, dăm de lucru. Și a auzit o voce mică, ieși din casă. El nimic. Doamne, dăm de lucru, doamne, dăm de lucru, doamne, dăm de lucru. Ești la ușă, el nimic. Credința fără fapte este moartă. David a fost gata să-și pună viața în pericol. Mă voi duce eu să mă bat cu acest filistean. Domnul va fi cu mine. Voi merge eu pentru voi. Dacă niciunul din toți oștenii ăștia nu vrea, eu mă voi duce. A fost gata să riște. Viața de credință implică risc. Nu poți să stai pe scaun 80 de ani și să vrei să lucreze Dumnezeu, trebuie să te miști. Implică risc, implică risc. Și David a crezut că Domnul e cu el și a spus: "Astăzi îmi place acest cuvânt al prezentului pentru că credința lucrează azi." Eu astăzi am credință pentru niște tămăduire aici. Am credință pentru niște eliberări am credință pentru niște ochi spiritual deschiși și că atunci când vei pleca de aici, îl vei vedea pe Dumnezeu, eroul vieții tale, cel care îți dezleagă problemele, nu pe tine. Prea mult ne uităm la noi ca la soluție. Ia-ți ochii de la tine, uită-te la Domnul. Lasă-l pe Domnul. Astăzi, Domnul, îmi place atât de mult cuvântul ăsta. Astăzi, spuneți astăzi. Dodo, crezi? Eu cred. Astăzi Domnul va face niște miracole, astăzi Domnul va face niște minuni. În primul rând, în mine, în mine și după aia, prin mine. mine. Amin, aleluia! Biblia spune așa: Fără credință, Evrei 11 cu 6 este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că el este și că răsplătește pe cel ce-l caută. Eu vreau să vă întreb: cine a avut credință din tot Israelul? Un singur om a fost gata să-l creadă pe Dumnezeu. Restul tot s-au ascuns, s-au plâns și tremurau de frică. Zice că o mare teroare a intrat în ei. Dragul meu, ai două opțiuni. Să lași teroarea să-ți conducă viața sau să lași credința să-ți conducă viața. Ai două opțiuni, n-ai mai multe. Fără credință, nu uita, e cu putință, să-i fim plăcuți lui. Dar de ce e cu neputință? Credință în ce? Credință în ce poți tu face? Subliniez din nou, nu credință în ce poți tu face, nu în ce pot eu face, ci în ce Dumnezeu poate să facă. De ce ești aici, omule? Pentru că cred că Dumnezeu va face minuni. Prin tine? Prin tine? Odată cineva a zis, într-o biserică, într-o sală, iertați-mă, fraților, surorilor, n-am știut că Dumnezeu vorbește și prin măgăruși cu ochelari. Eu eram predicator atunci. Nu m-a supărat, am luat-o ca un compliment. Pentru că, da, Dumnezeu lucrează prin orice om care este disponibil și gata să-L creadă pe cuvânt, amin? Dumnezeu nu se uită la diplome, Dumnezeu nu se uită la minusuri, Dumnezeu nu se uită la vârstă, da, ai vârstă înaintată, lăudați să fie Domnul. Spune, Doamne, anii care îi mai am, vreau să ți-i dau ție să fac mari minuni, să umblu cu Dumnezeu așa cum spune Daniel, cel care umblă cu Dumnezeu lui să se încrede în el va face mari sprăvi. Nu contează anii care -i, ai, să avea 80 și când a intrat în lucrare, Așa că vreau să te încurajez astăzi, fii puternic, pentru că Dumnezeul lui David este Dumnezeul nostru și El poate și vrea să lucreze astăzi. Lăudați să fie Domnul! Eu m-am urcat aici la Amvon astăzi prin credință, oameni buni, nu bazat pe cât de inteligent sunt eu. De fapt, am venit cu un alt mesaj, l-am și pus uh, păstorului Teo și păstorului Tibi în, uh, și echipei de laudă și închinare, l-am spus în birou și am zis, dar dacă Dumnezeu are altceva, sunt gata să merg pe apă. Și acum merg pe ape. Trebuie să învățăm de la Scriptură, trebuie să învățăm de la David. Mai face David ceva. Versetul 47. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță. Știți ce era sabia și sulița în vremea aia? Erau cele mai bune arme, ultima tehnologie pe pământ. Și David spune, Domnul nu are nevoie de nimic de pe pământul ăsta nu mântuiește nici prin sabie, nici prin sluță. Citim împreună. Căci biruința este a Domnului și El vă va da în mâinile noastre. Cine va da copiii tăi la mântuire? Domnul, nu tu! Tu nu poți să-i mântuiești! Cine va întoarce pe frații mei la Hristos? Domnul, eu nu pot să-i mântuiesc, am încercat 30 de ani! Cine îți va aduce copilul acasă? Domnul! Cine îți va da biruință în examene? Domnul! Cine îți va da sănătate? Domnul! Doctorii doar operează, Dumnezeu sănătate dă. Amin? Doar Dumnezeu dă sănătate. Trebuie să ne schimbăm percepția, oameni buni, am uitat prea mult la ce putem noi face. Spunea un păstor american, avem bani, avem teren, construim clădire, avem metode de marketing. La ce mai îmi trebuie Duhul Sfânt că nu înțeleg? Și altcineva i-a răspuns, omule, biserica nu e o afacere, biserica este trupul lui Hristos. Și se conduce doar așa cum Hristos, capul, ne-a vorbit deja prin cuvânt. Regele Hristos deja ne-a spus cum se conduce biserica. Aruncă la gunoi marketingul, n-ai ce face cu el. Dumnezeu nu vrea să mântuiască prin marketing, Dumnezeu vrea să mântuiască prin predicarea Evangheliei, care puterea lui Dumnezeu. Eu când am venit la Hristos, oameni buni, n-am venit pentru că mi-a dat cineva bani. N-am venit că mi-a promis cineva, Iisus te va face fericit. Ci pentru că mi s-a predicat Evanghelia curată și am înțeles că fără El n-am nicio șansă. Dar când Domnul a intrat în viața mea, am început să trăiesc un sezon care se numește astăzi. Cum mă, voi chiar mai credeți în secolul ăsta Dumnezeu? Adică, hai să ne trezim. Există bani, există bănci? Nu, nu. Astăzi, Domnul va da în mâinile noastre pe vrăjmaș. Amin? Și dacă Domnul dă pe vrăjmaș în mâinile tale, Domnul Hristos spunea că degeaba te lupți până nu legi căpetenia acasă, nu poți să jefuiești casa. Un teritoriu, dacă intri într-un teritoriu inamic, trebuie întâi să dobori capul. Și David a zis, îți voi tăia capul. Pentru că odată ce a luat vrăjmașul, l-a biruit pe vrăjmaș, are tot teritoriul al lui. Noi ce facem invers? Încercăm să câștigăm teritoriul, dar să lăsăm vrăjmașul în el. Nu, Hristos zice, du-te și luptă-te cu căpetenia în numele meu, Doboaro, în numele meu, în numele lui Isus, în numele lui Isus. Toată mulțimea va ști, a treia afirmație va ști că Dumnezeu nu mântuiește datorită metodelor, ci puterii sale infinite. Și că biruința este a Domnului! Dumnezeu nu are nevoie de tăria noastră, de metodele noastre sofisticate. Pavel spune, le-am socotit pe toate ca un gunoi. Le-am aruncat la gunoi. Toată filozofia care am învățat-o, toată poezia greacă care am învățat-o, toate metodele de, ex de exegeză, toate metodele de sprijin de comunicare, la cu noi. Pentru că asta se vadă puterea lui Dumnezeu în mine. Spunea apostolul: "Mă voi lăuda mai mult în ce?" În slăbiciunile. Noi când facem ceva bine chemăm vecinii, chemăm televiziunea, "Vio, vino să vezi cum a ieșit, ia în cum a ieșit." Noi ne lăudăm în ce? În plusurile noastre. Dumnezeu vrea să se vadă în slăbiciunile noastre atunci când începe vârsta să-ți creeze probleme, Dumnezeu vrea să lucreze. Nu te descuraja, nu-ți pierde nădejdea. Biruința este a Domnului! Aleluia! 2 Corinteni 12 de la 9 la 10, aș vrea să citesc versetul ăsta pentru că mi l-a pus Domnul în minte. El mi-a zis, Harul meu îți e de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută cu alte cuvinte, în slăbiciunile tale, în problemele care le ai, vei vedea o putere a lui Dumnezeu desfășurată care nici n-ai văzut-o până atunci. Pentru că dacă începi tu să dai niște telefoane, îmi spunea cineva, m-am rugat de trei ori duminica asta, mă mai rog și mâine luni de trei ori și marți, miercuri scot carnețelul cu telefoane și rezolv singur. Aia nu-i credință. Credința este, Doamne, Tu ești în control, eu Te-am rugat, ajutorul vine de la Domnul. Așteaptă în tăcere ajutorul Domnului. Harul meu ți-e de ajuns că și puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Deci, citim împreună, mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele. Pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine, vă rog frumos, lăsați versetul. Uitați-vă bine, oameni buni. Biserică, dragă, mă voi lăuda mai bucuros cu slăbiciunile mele. Când ne zice cineva, văd că ți-ai cam pierdut dexteritate, ești neîndemânatic, lăudați să fie Domnul. Înseamnă că Domnul vrea să-și arate puterea în crăpătura asta. Când cineva spune, măi, parcă nu mai poți merge așa bine, nu mai poți să așa bine cum e lăuda să fie Domnul, înseamnă că Domnul vrea să-și arate puterea în slăbiciunea asta. Laudă-te, pentru că dacă te lauzi în slăbiciune, aute ce se întâmplă. Puterea lui Hristos rămâne! De ce? Pentru că atunci îți spui, Doamne, nu mă bizui pe mine, mă bizui pe tine total! Noi încercăm să depășim slăbiciunile. Oamenii încearcă să găsească elixirul tinereții astăzi. Dragul meu, acceptă că au trecut ani. Eu mi-am acceptat bucuros ridurile și nu-mi pasă cine ce crede. Ne accept bucuros tot ceea ce Dumnezeu a pus în viața mea pentru că știu că în slăbiciunile mele va fi o putere și un har desfășurat care înainte nu l-am văzut. De asta nu mi este rușine de Evanghelia lui Hristos. Poate să mă creadă lumea nebun, poate să mă creadă lumea demodat. Eu cred că este singura putere, singura unealtă a împărăției lui Dumnezeu care aduce mântuire. Amin! De aceea zice Pavel în continuare: Simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Citim împreună că când sunt slab, atunci sunt tare. De ce? Că nu mă mai întăresc eu. Atunci mă întărește Dumnezeu. Și când mă întărește Dumnezeu, diavolul nu mai poate să mă dărâme. Amin? Vrei să fii întărit de Dumnezeu astăzi? Astăzi! 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 2 Corinteni 4 cu 7 Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Că această putere nemaipomenită, spune Apostolul, să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Dragii mei, eu cred că am început să facem biserici prin puterea noastră, prin elocvența noastră de spici, programele noastre, slujbele noastre, planificările noastre, dragii mei, alea sunt bune, dar nu înlocuiesc puterea lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim conștienți non-stop că dacă Dumnezeu nu pune mâna, nu se întâmplă nimic. Dar vestea bună e că Domnul e cu noi. El a promis că e cu copiii lui, că e un ajutor pentru cei care strigă, un ajutor pentru cel ce este nevoie de aceea. Vreau, comoara aceasta o port într-un vas de lut. Da, e crăpat pe aici, pe acolo. Poate la mulți vă sunt antipatic, nu știu. Poate mulți spuneți, măi, mi-ar fi plăcut să fie o leacă mai ardelean, așa, mai loșon. Zice, e prea văsani, măi, ești ca lașnicov, mă frate. Zice, iau mai încet. Dragul meu, poate e asta o slăbiciune că vorbesc repede, nu știu, dar mă rog ca puterea lui Dumnezeu, aia nemaipomenită, pomenită să lucreze prin mine și prin tine. Amin? Haideți să trecem peste lucrurile astea culturale cum au crescut, că nu contează. Suntem toți fii ai împărăției lui Dumnezeu. Și asta e tot ce contează, ca puterea să rămână în mine, dar puterea nu rămâne în mine până nu-mi recunosc slăbiciunea și mă smeresc. Smerește-te și spune, Doamne, am încercat să-l schimb și nu pot. Am încercat să mântuiesc copiii și nu pot. Am încercat să fiu drăguță și nu pot. Am încercat să nu mă mai mâniu și nu pot. Recunoaște slăbiciunea înaintea lui Dumnezeu, nu sta acolo. Cu gâtul drept și cu gâtul înțepenit. Smerește-te ca acea putere să rămână în tine. În momentul în care m-am smerit în viață, am simțit o adiere proaspătă și o putere care nu știam de unde vine. Și știu că și tu ai experimentat puterea asta. Și nu uita, David a intrat în sezonul astăzi. E o putere care o poți experimenta în fiecare zi. Pentru că, ascultă-mă, am întâlnit un om odată care... Era la un grup de rugăciune, să rugau acolo să primească botezul cu Duhul Sfânt și la un moment dat el sărau că era așa de intimidat și inhibat încât n-a putut să deschide gura. Și a venit unul răutăcios la el. Pentru că n-ai deschis gura, Domnul a dat arul tău la altul și nu o să mai primești veci gata, s-au terminat darurile Domnului. Dragul meu, Dumnezeul nostru e un Dumnezeu infinit. E o resursă inepui zabilă. Așa cum spunea un prieten de-al nostru aici, e sursa tuturor resurselor. Dumnezeu nu-i că... Ai, eu, 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 mă, mi o termin. Nu mai am ce să-i dau lui Tibi. Uite, mă, i-am dat tot lui fratele Teodor. Nu, Dumnezeu are. Dumnezeu poate, puterea Lui nemaipomenită e la lucru azi în noi. Dar trebuie să recunoaștem puterea Lui și slăbiciunea noastră. Trebuie să cunoaștem statutul Lui de Dumnezeu și trebuie să recunoaștem statutul nostru de muritor, de oameni slabi care nu putem fără la mine. Atâta timp cât te încordez și încerci să faci pe puternicul. Noi așa am fost învățați românii și când să nu plângem, să nu... Dar, dragul meu, Domnul Hristos a plâns. Și s-a văzut prin el mila lui Dumnezeu către Ierusalim. Eu, e ok să plângi. Erau cânte o parcă nu? Și bărbații plâng câteodată. Vă spun ceva, nu câteodată. În ultima vreme am început să plâng tot mai des pentru păcatele poporului, păcatele mele, pentru păcatele poporului și am început să plâng tot mai des la atingerea Harului Dumnezeu. Dacă nu poți să plângi, crede mai o problemă. Eu am fost unul din oamenii care n-am vărsat o lacrimă până la întoarcerea mea la Dumnezeu. Și în momentul convertirii mele eram în apartament la cineva acolo și așa o baltă a făcut ca și cum a turnat un litru jumate de apă cineva jos. Nu știu de unde au ieșit atâtea lacrimi din mine. Dar, dragul meu, nu-ți fie rușine de slăbiciunile tale. Spune-i, Doamne, am crăpături aici, am crăpături aici, am minus aici, am minus aici, dar eu cred că puterea ta este la lucru în mine. Domnul oștirilor e cu noi. Biruința este a Domnului. Îmi place de David că nu și -a. biruința este a mea. Ai văzut ce biserică faină avem noi? Familia Betania, da, e o familie frumoasă. Eu nu sunt binecuvântat să fac parte din familia Betania împreună cu soția mea, Adina. Domnul să vă binecuvânteze pentru că ne-ați primit și ne-ați adoptat aici pentru o vreme cât va a îngăduit Dumnezeu. E o familie frumoasă, e o familie care îl iubește pe Domnul. Se văd lucrările Duhului Sfânt, s-au întâmplat minuni și semne și se vor mai întâmpla. Dar noi, ca familie, trebuie să ne recunoaștem falimentul înaintea celui care e perfect și sfânt. Și să spunem, Doamne, cât de mult am fi îmbunătățit noi, tot nu este de ajuns. Avem nevoie ca Tu să intervii, pentru că biruința este a Domnului. David are o viziune clară asupra acestei bătălii. Știe că e ceva spiritual aici și știe că trebuie să-L implice pe Dumnezeu. Întrebare, oare cum ar fi viața noastră dacă în orice aspect al vieții l-am implicat pe Dumnezeu? Am auzit odată pe cineva care spunea Dumnezeu în viața mea are acces până la ușa din dormitor. Greșit. Dumnezeu poate să treacă dincolo de ușa ta, poate să treacă dincolo de carnea ta, ajunge la străfundul inimii tale și vede tot prin tine. Dumnezeu nu poate ofri. Dar, dragul meu, poate că tu nu vrei să-L implici în toate aspectele vieții tale. Pentru David totul era personal. Domnul e păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. Îl vrei pe acest păstor în viața ta astăzi, în fiecare zi? Pentru că cuvântul Domnului îți vorbește. Ne apropiem de final, dar aș vrea, aș vrea din toată inima să ții minte aceste lucruri, să ai aceste lucruri clare în mintea ta. Noi venim și ne luptăm împotriva hoardelui celui rău, fără să vedem. Câteodată simțim o, simțim o, poziție și nu știm ce este. Ne trezim dimineața, am fost bine cu zi înainte și deodată te trezești dimineața și simți că ceva a venit împotriva ta și e acolo o armată care e gata să te atace. Și ai niște arme. Lauda la adresa lui Dumnezeu, mulțumirea la adresa lui Dumnezeu, credința, rugăciunea, cuvântul. Nu sta pentru că nu pleacă. Săptămâna asta împotriva mea au venit așa niște, niște atacuri la nivel de minte și niște presiuni extraordinare încât începuseră să-mi transpire mâinile și la un moment dat mi-am adus aminte. Biruința este a Domnului. Și am ieșit din clinciu ăsta al forțelor întunecate și am început să-L laud pe Domnul. Și cu cât îl laudam mai mult, cu atât eliberare mai multă venea în atmosferă, cu cât proclamam promisiunile lui Dumnezeu, cu cât ziceam mai mult, Doamne, eu sunt slab, dar Tu ești tare, Tu ești scutul meu, Tu ești ajutorul meu, ești Domnul meu în care mă încred, cu atât mai mult să elibera și armatele celui rău dădeau înapoi. De ce? Pentru că am luat cu mine numele Domnului. Asta e prima lecție care David ne învață. El a venit în luptă, nu în numele lui, nici măcar în numele lui Saul, nici măcar în numele Israelului, ci în numele Domnului. Aduți aminte că lupți în numele Domnului. Te duci la lucru, întâlnești pe cineva, un om cu care ai fost prieten, un om cu care eu știu, ai avut o relație bună, mi s-a întâmplat și mie, și deodată parcă a intrat diavolul în el. Știți, Doamne, ce e cu asta? Știi ce s-a întâmplat? Cel rău e deja prezent acolo și manifestă prezența să vină împotriva ta. Îi stârnește pe alții, tu trebuie să vii la luptă în numele Domnului. Continuă să-L iubești, dar nu uita că e o luptă spirituală. Nu uita, trebuie să te duci în numele Domnului, nu în numele tău. Nu uita că nu-i doar în numele Domnului, este prin puterea Domnului. Și nu uita că nu-i doar în numele Domnului și prin puterea Domnului, dar este pentru lauda Domnului. Așa cum spunea un apostol Pavel, din el, prin el și pentru el. Nu e din mine, prin el și pentru el. Nu inițiez eu victoria. N-am cum. Eu n-am ce victorie să aduc. Nu e din el, prin mine. Și nu e din el, prin el, pentru mine. E din el, prin puterea lui și pentru lauda lui. Nu uita pe cine reprezinți. Pentru că Biblia spune în roman și mi-am notat versetul ăsta romanul 8 cu 16. Așadar nu atârnă, atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Nu uita pe cine reprezinți și numele cui mergi. Nu uita în a cui putere mergi. E o putere care lucrează în noi. Și nu uita pentru a cui glorie mergi ești pentru gloria lui Dumnezeu acolo cresc copiii mei pentru gloria lui Dumnezeu nu pentru ambiția mea personală să-i demonstrez la nevastă mea că eu am metodele mai bune de educație, cum sună asta? slujesc și când pentru gloria lui Dumnezeu nu să mă aplaude oamenii pe mine, n-am nevoie de aplauze e din el, e prin el oameni buni, e prin el e prin puterea lui dacă vom ajunge la capăt cu ajutorul lui și prin harul lui Asta vom spune. A fost din El, prin El și pentru El. Noi nu putem, fără Dumnezeu. Haideți să învățăm principiile Scripturii, să învățăm de la David astăzi. Avem un nume atât de mare și glorios, un steag în care să mergem. Se numește Domnul Isus Hristos. Aș putea să vă spun zeci de experiențe. În care am luptat în puterea mea și am avut izbândă zero. Doamne, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Dar, în numele tău, la cuvântul tău, voi arunca din nou mreja. Dragul meu, mergi în numele lui, în numele Domnului, în puterea Domnului și pentru gloria Domnului. Ca la sfârșit, spunea David, toți să recunoască că Dumnezeu e Domnul oștirilor și că biruința vine de la Domnul. Îmi place așa de mult povestea asta. Îndată ce Filisteanu a pornit să meargă înaintea lui David, nu, nu vreau să vă citesc până la capăt, că nu s-a tăna predica. Că vreau să prindeți un aspect care încă nu știu dacă l-ați prins. Întâi a fost bătălia spirituală dată și după aia bătălia fizică. David era un om al rugăciunii, pentru că Biblia spune de cel puțin de 9 ori în scriptură să menționează: David a întrebat pe Domnul. Era în rugăciune și a întrebat pe Domnul. Și a uitați ce se întâmplă după această bătălie spirituală. După ce s-a dat bătălia spirituală, îndată ce Filisteanul a pornit să meargă înainte al David, David a alergat pe câmpul de bătălie înaintea Filisteanului. Cu alte cuvinte, faptul că lupți în zona spirituală nu înseamnă că poți să te pui la som, după aia fizic să dormi. Ci trebuie să intri în acțiune, une. Și a în mâna în trai, a luat o piatră și a aruncat cu praștea. Eu tot timpul îmi imaginez versetul ăsta cam așa. S-a uitat David la el, a luat praștea, piatra a pus-o în praștie și o mână era peste mâna lui invizibilă. Și când a dat David, mâna aia a venit și... <huch> Jos cu el. Vedeți că David a biruit spiritual. David a pus pe Dumnezeu înainte și când îl pui pe Dumnezeu înainte, restul este nu ușor, dar este biruința câștigată. Când David a zis biruința este a Domnului, eu mă imaginez că deja Goliat deja și-a pierdut vizibilitatea și-a pierdut abilitatea, Dumnezeu deja era acolo. Domnul lupta pentru David, pentru reputația lui, pentru că David s-a dus să lupte pentru reputația Domnului. Am învățat o lecție în viață spirituală, când umbli cu Dumnezeu în ascuns, Dumnezeu va umbla cu tine în public. David a umblat în ascuns mulți ani cu Dumnezeu la oi. Și Dumnezeu nu l-a lăsat pe David. Și Scriptura spune, Domnul a umblat cu David. De ce? Pentru că David a umblat cu Dumnezeu. Vrei să ai biruință în viață? Vrei să ai biruință până la un cunună de victorii până Vrei asta, zorești? Atunci trebuie să nu uiți în numele cui mergi. Când îți vin nervii pe vecinul și ți-o pus gardul mai aici și te duci și... Adu aminte că e un Dumnezeu mai sus și că cu palma aia în plus sau în minus nu schimbă veșnicia ta cu nimic. Dar dacă iei palma aia sau eu intru în mod necorespunzător, arată că n-ai încredere în Dumnezeu. Mi-aduc aminte de un om care a început să. Cred că știți povestea, dar vă spun pentru că mi-aduc aminte și îmi place. Îmi place foarte mult și ascunde un adevăr spiritual. Era un om care s-a dus undeva într-o țară din lumea a treia, nu știu exact, Africa sau altă țară, și a început să îi educe pe ăștia cu privire la legumicultură. Și a început să planteze harbuz, lebeniță, pepeni, nu știu cum se zice aici, în zonă, lebeniță, nu? Lebeniță. V-am zis toate cele trei sinonime ale harbu... harbuz, lebeniță, pepene. Și îi planta, se coceau și tot timpul erau furați. Venea o bandă de hoți și tot timpul îi furau pepenii. Până într-o zi în care s-a dus și a zis, Doamne, eu muncesc, am venit misionar să-i învăț pe ăștia și ăștia mereu îmi fură pepenii, Doamne. Mereu, ăștia sunt hoți, trebuie pedepsiți, trebuie trăsniți. Și Dumnezeu a zis, măi, să-i spunem Ion, măi Ione, tu niciodată nu mi-ai dat pepeneștea mie. Tot timpul ai spus pepenii mei, pepenii mei ce verzi sunt, iau -te, ce frumos sunt, iau uite ce mari cresc. Și atunci eu n-am ce să apăr. Bine, Doamne, ți dau ție. A plantat o altă recoltă, au crescut, s-au copt și după câteva zile pepenii erau încă acolo. Omul șocat s-a dus să-l caute pe unul din oamenii care veneau la furt la el și a zis măi omule, spune ce s-a întâmplat zice mă uite ce s-a întâmplat nu știm pe cine ai angajat dar bodyguardul ăsta e mai tare ca noi toți zice avea o sabie învăbăiată și făcea atunci când îl aduci pe Dumnezeu în viața ta crede-mă lucruri extraordinare oameni buni nu vorbim de o poveste eu am cunoscut și Adina a auzit cu urechile o fată care vedea îngeri erau lângă noi când mi-a zis cum face cu sabia am și rupt-o la fugă M-am temut Dumnezeu e puternic Armatele Lui sunt pentru noi El este de partea noastră Domnul oștirilor este cu noi Noi nu suntem singuri Noi alegem să fim singuri De asta astăzi schimbă alegerea Doamne Vreau să te duc în căsătoria mea Doamne vreau să te duc în familia mea Doamne vreau să te duc în businessul unde lucrez. Doamne, vreau să vii cu mine acolo în societate unde sunt. Doamne, vreau să vii cu mine acolo unde slujesc. Sunt inginer, sunt doctor, sunt... Doamne, te duc cu mine în pensionaratul meu, să-i spunem așa, în pensia mea. Hai cu mine, Doamne, fă minuni. Tu ești Domnul minunilor. De aceea, dragii mei, haideți să mergem în numele Lui, prin puterea Lui și pentru gloria Lui, pentru că doar lucrurile acelea rămân. Amin? Aș vrea doar un singur aspect să mai menționez. Când facem lucruri din inițiativă proprie, nu baza pe cuvântul lui Dumnezeu. Prin puterea noastră și pentru slava noastră, suntem șterși din istorie. Saul a fost șters din istorie. Dacă când facem lucrurile la inițiativa lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu și pentru gloria lui Dumnezeu, Dumnezeu zice, vină încoace, Davide. Isus Fiul lui Vrei să trăiești pentru slava ta? Sau pentru slava lui? Vrei să trăiești pentru gloria ta? Să arăți la toți și mare ești? Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Și să cerem acestui Domn al minunilor. Ca Domnul să fie cu noi. Amen.